Ne aflăm în Noua Zeelandă. Proiectul Granițele nu sunt limitele a ajuns aproape de final. Mâine va fi cursa cea mare, ultimul maraton pe ultimul continent locuit. Proiectul nostru Granițele nu se limite, se apropie de final. Astăzi va trebui să dăm totul din noi și să demonstrăm că celelalte 5 maratoane pe care le-am efectuat anul trecut și anul acesta au fost un antrenament. Aici va fi lupta cea mare. Maratonul de la Rotorua, Noua Zeelandă, pe continentul Oceania s-a încheiat. Visul nostru de a alerga 6 maratoane pe 6 continente s-a încheiat astăzi. A fost ceva de nedescris. O muncă, mobilizare și în câteva luni am reușit să ducem proiectul până la capăt. Am început cu Europa, am ajuns în Asia, Africa, America de Nord, America de Sud. Și iată că astăzi am reușit să finalizăm proiectul nostru la Rotorua, în Noua Zeelandă. A fost o cursă foarte grea, împreună cu Daniel Alexandru și cu Viorica Gabrian, am reușit să ducem mesajul nostru de pace și de prietenie până la capăt. Traperul României a făcut astăzi al 19-lea maraton internațional. Traperul Europei a făcut astăzi al 12-lea maraton internațional. Traperul Organizației Națiunilor Unite astăzi a alergat al 5-lea maraton. Iar pentru prima dată, drapelele României și drapelul Noii Zeelande au alergat împreună un maraton. Am demonstrat astăzi că granițele umane pot fi depășite. De aceea am luat cu mine, am început 3 drapele și am terminat proiectul cu 4 drapele. Și am reușit. Am fost frică să nu pierd un drapel pe traseu, dar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că am avut grijă. Mesajul nostru de pace și de prietenie a ajuns practic pe tot globul. România, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și țara gazdă împreună. Practic am demonstrat astăzi că dacă eu am reușit să duc într-o cursă de maraton 4 drapele, oamenii ar trebui și ei să fie mai buni și să fie împreună. Acesta a fost mesajul meu în acest proiect. Hai România, hai Uniunea Europeană, hai Organizația Națiunilor Unite, hai Noua Zeelandă. Mulțumim Noua Zeelandă. Astăzi proiectul nostru practic s-a încheiat. Am reușit să alergăm împreună de cele 6 continente. Am reușit împreună să ducem drapelul României și drapelul Uniunii Europene pe toate continentele, să ducem drapelul Organizației Națiunilor Unite pe 4 continente și să ducem drapelele țărilor gazdă acolo unde am alergat. A fost un mesaj de pace și de prietenie pe care noi, cei 3, am reușit să-l transmitem peste tot în lume. Mulțumesc!
până la capăt. Practic, dacă nu erau ei, eu astăzi nu eram aici și nu puteam să spunem la final că granițele nu sunt limite. Și acum, la final de proiect, strigătul de luptă al maratoniștilor. Hip-ura! 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 Ura! Ura!